Bună dimineața! Credeam că o să vină cu un număr de magie, dar nu, în această dimineață o să stăm de vorbă despre viață cu Gary Cosma. Gary, bună dimineața! Și se uită la mine, ce spre femeia asta? Despre viață? Da. Despre cui? Ne-ai promis a noastră. Ah, ok. A noastră. Va fi un dialog. Viața străină între noi, mai interesant. Deci să știi că da. Să știi că da. Și spălatul rufilor tot. Știi că nu ale tale, cele străine. Cunosc altă expresie, dar în fine. Da. Ne abținem. Ziceai că în câteva săptămâni o să vii și cu număr de magie. Pregătești ceva acum, da? Da, nu în zadar mi-am lăsat o barbă atât de lungă. Am vrut să treci despre asta, dar... Asta e lucru asupra unui personaj. Cât timp a crescut cu barbă? 2 zile. Nu, serios acum. N-are încă anul. N-are încă anul, dar... La sfârșitul lunii octombrie anul trecut am început să o cresc. O hrăneam, aveam grijă de ea. Tu, apropo, anul trecut a fost anul schimbărilor pentru tine. Pentru a fost că... un an, cum spun francezii, un an cantușnic. A fost un an foarte complicat, într-adevăr. Da. Dar tu nu ai lăsat mâinile în jos și te-ai reprofilat și acum ai 2 joburi, poți să zici așa. Stai un pic, nu, și nu odată m-am reprofilat. Aha, hai să luăm de la început. Hai să luăm de la început, da. Cum a început pandemia, a doua, treia zi am plecat să lucrez în livrare, food delivery. Așa, atunci începuse, da, să fie... Văzând careva porcării care nu mi-au plăcut, am lăsat. Ca de exemplu? Nu vreau să dau cărțile pe față, pentru că n-ar fi frumos, pentru că în timpul pandemiei eu intram în bucătăriile unor locale. Doamne, numai nu zic că e ceea ce ne începem noi. Da, e ceea ce gândești și nu mi-a plăcut. Bun, eu cumva păcălesc oamenii prin trucuri, dar nici chiar într-atât. Dar nu le faci rău, știi? Da, să vii, să le dai mâncare și să spui poftă bună, dar tu știi cum a fost pregătită mâncarea sau ai văzut condițiile în care a fost pregătită. Și cumva asta îmi stracă. Ce să nu-i spui, în tot știm, dar știi, te gândești, dar poate nu e adevărat, poate e adevărat, nu știu cum e, bun, e adevărat, din păcate e adevărat. Acum toate businessurile de livrare din țară sunt pe urmele tale. Stați un pic, nu are nimic firma de livrare, din de vină sunt localurile care nu au grijă de igienă. Cu siguranță. Punct. Bun. Și ai plecat de acolo. Am plecat de acolo și peste vreo 2 săptămâni de nu am ce face. Trebuie de făcut ceva. Evident, bani trebuie, ai familie, ai viața. Da. Ai... Și am plecat în taximetrie. Și ești până astăzi acolo? Până astăzi sunt, dar cum? Am plecat de vreo 4 ori și am revenit de vreo 7. Aha. Și cum ți s-a ieșit? Adică a fost foarte complicat, pentru că iarăși trebuie să lucrezi cu oamenii și nu e cel mai ușor lucru atunci când ai interacțiunea cu oamenii. Sunt tot felul de oameni, tot felul de caractere, tot felul de stări. Totul depinde de atitudine. În cazul în care tu vii deja... cu o dispoziție negativă, toți oamenii într-adevăr sunt răi și au o atitudine față de tine rea. Cum îi predispui? Da, cea mai grea perioadă e perioada de adaptare. Primele 1,5 săptămâni. Ești nervos, ești stresat, ambuteiaj. Nu știi poate atât de bine drumul, orașul, sau tu știi? Da, știu foarte bine, pentru că am circulat și până lucram în livrare. Ideea e că respectul între șoferi este sub zero. De ce? Nu știu, toți sunt nervoși, se grăbesc undeva. Plus este un factor, fiecare om este mai ușor să dea vina pe altcineva. Asta da. Și el întârzi la lucru, nu de ce că nu s-a trezit mai degrabă, dar că uite, ăsta din față stă și trebuie să-l claxoneze. Dar te cunoșteau, te-au cunoscut oamenii, șoferii, colegi? Foarte multe ori. Da, și ce ziceau? Care era prima întrebare? De obicei eu stau cu fața spre drum și pasagerul, privind în oglindă, spune... După ochi îmi pare că ești Gary Cosma. Aha. Zic, eu sunt. Discuția începe. Aha. Cum ai ajuns? Bun, eu am mâncat deja bucătăria asta de taximetrie, o cunosc și recent, când m-am întors înapoi, în luna iulie, pentru că am... Înapoi la magie? Nu, sau, la taximetrie. Taximetrie. Eu am lăsat în ianuarie, am făcut o pauză de vreo 5 luni. Ideea că, citind noutățile pe diferite surse, am văzut că e insuficiență de taxi și supra-solicitare. Și te-ai gândit să... Și spun, păi, dacă tot cunosc toată treaba asta, cum se face, de ce nu? Și acum îmbin, practic. Faci taximetrie și numerele tale chiar de magie la eveniment. Seara, eu vin, mă aduc pe mine cu taxiul. Ah, ia uite. Ce tare. Dar știi, tu ești un exemplu pentru foarte multă lume, pentru că foarte mulți, inclusiv artiști, au lăsat mâinile jos în pandemie și știi, ca copiii cei mici, eu sunt artist, eu nu vreau să fac nimic altceva, eu doar asta vreau să fac, eu doar asta pot să fac. Se pare că omul poate să facă mult mai multe dacă își dorește. Câteodată undeva conștientul meu plângea și îmi spunea, băi,
așa omul talentat face niște lucruri pe care nu mulți le pot face și îți pierzi timpul la această taximetrie cu diferite personaje, să le spunem așa. Bun, în fine, nu toți sunt răi, există mulți oameni buni și chiar există oameni cu care ai și discuta, da, nu generalizăm. Dar, până la urmă, iarăși, o să mă repet, totul depinde de atitudine. Când ai o atitudine pozitivă și depui efort... Și știi cum se spune vorba asta bunicilor noștri? Dacă ai mâini, picioare și ești sănătos, orice muncă e de aur și trebuie să faci orice atâta timp cât te întreții, îți întreții familia și existi. Ce mai face fetița ta? Bine, grădiniță, crește, sănătos. Comunicați? Mai rar, dar comunicăm. Aha, am înțeles, nu o să intru prea mult în acest subiect, vreau să, am vrut să te întreb, pur și simplu știu că au avut loc mai multe schimbări în viața ta și atunci, dar nu te-au dat jos schimbările astea, te văd așa foarte pus pe... Barba era neagră, acum este sură. și ani, știi cum, pe an ce trece, noi îmbătrânim, nu tinerim gare, așa că asta e important să învățăm din orice experiență niște lecții care ne prind bine în viitor. Da, nu de mult am fost la o benzinărie să-mi iau o bere, era într-o duminică, luni dimineață e zi de odihnă și intrând în benzinăria respectivă, vânzătorul m-a văzut și mă întreabă, dumneavoastră aveți 18? Adică serios? A fost o glumă sarcastică, la care am spus, în suflet, da. În suflet, da. Da, a fost o glumă reușită. Nu știu de ce vânzătorul, adică... Dar știi ce zisem zilele trecute alândă lor, știi ce a zis? Eu nu înțeleg oamenii care au 70 de ani și zic că ei sunt de 40. Hai, omule, 70, ai avut și 50, știi cum? Fiecare vârstă trebuie să o primești. Eu îți mulțumesc că ai venit la prima oră și chiar pe bune te așteptăm, ai zis că în câteva săptămâni o să ai trucuri noi. Și eu mulțumesc pentru invitație. Să vedem la ce-ți folosește barba în trucul ăla nou pe care data îl faci. Data viitoare vă dau toate cărțile pe față. Aha, dai toate cărțile pe față, aha. Ne-a promis de atâtea ori niciodată. Mulțumim, Gare. O zi bună. Multă baftă, să ai o zi frumoasă, zi bună și săptămână frumoasă și vouă celor de acasă.